pentru luarea unor măsuri referitoare la contestația în anulare. Potrivit documentului, sentințele definitive ale completurilor de 5 judecători vor putea fi contestate în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, chiar dacă au depășit termenul prevăzut în codul de procedură penală. Ministrul Justiției Tudorel Toader anunța încă de la începutul lunii ianuarie că vor fi luate măsuri reparatorii pentru acei condamnați. Ulterior și-a mai domolit tonul. V-a influențat în vreun mod acel ultimatum dat de Liviu Dragnea, spunând că în 2 săptămâni ar trebui să modificați codul penal și codul de procedură penală, că ar trebui să se încheie toată această dispută pe justiție? Spuneam că Direcția de Elaborare a Acte Normative lucrează continuu. Dacă vreți, repet răspunsul. Eu tot timpul îmi place să cred, mi-am îndeplinit atribuțiunile pe care le-am avut de exercitat la un moment dat. Ceea ce va fi, va fi în condițiile legii și voi proceda ca atare. În baza acestei ordonanțe, procesul lui Dragnea ar putea fi reluat la instanța supremă în faza de apel. Eu nu cer ordonanța anume, vreau doar coerență și asumare de responsabilitate, într-un fel sau altul. Deci vreau ca în maxim 2 săptămâni de zile să închidem discuțiile despre aceste subiecte. Că se dau sau nu se dau. Dar vreau să închidem discuțiile. Președintele PSD este acuzat că în vara lui 2012, înainte și în timpul derulării referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcția de președinte al României, a pus la punct un sistem menit să deturneze rezultatul votului pentru a se întruni cvorumul necesar demiterii. Un alt proiect pe care Ministerul Justiției l-are în lucru și pe care l-a transmis Consiliului Superior al Magistraturii pentru discuții prevede modificări la codul penal și la codul de procedură penală. Gabriela Fira a fost operată de urgență seara trecută. Fira a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru remedierea unei afecțiuni a aparatului gastrointestinal. Operația a avut loc la Spitalul Dr. Ioan Cantacuzino din capitală. Conform reprezentanților primăriei, intervenția a decurs bine, fără niciun fel de complicații. De altfel, și Fira a transmis un mesaj public în care a precizat că a trecut printr-un moment greu și că speră să aibă parte de o recuperare rapidă. Gabriela Firea a fost operată din cauza unei afecțiuni gastrointestinale acute. Fără să dea detalii legate de diagnostic, edilul capitalei a precizat că intervenția a avut loc într-un spital din București și că medicii sunt la fel de buni ca în orice centru medical european. Mulțumesc mult medicilor și întregului personal medical de la Spitalul Cantacuzino, unde am fost investigată și operată, cadrelor medicale de la spitalele Colentina și Sanador, unde am făcut mai multe analize medicale în ultima perioadă, precum și serviciului de ambulanță București-Ilfov. Am trecut printr-un moment greu, însă grija cu care am fost înconjurată m-a ajutat enorm și mi-a sporit încă o dată încrederea în personalul medical din România, care merită tot respectul și aprecierea noastră, a precizat Gabriela Firea. Este a doua intervenție chirurgicală prin care trece primarul capitalei în ultimele 3 luni. Gabriela Firea s-a mai operat și la sfârșitul lunii ianuarie. Sper ca recuperarea mea să fie cât mai rapidă pentru a-mi putea continua munca la primăria capitalei la întreaga capacitate fizică. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături cu un gând bun, a mai spus edilul capitalei. Un grav accident rutier a avut loc în această seară pe DN1B în comuna Păulești. Un autobuz, un microbuz și un autoturism au intrat în coliziune, iar mai multe persoane au fost rănite. Se circulă cu greutate în zonă și la această oră. Încercăm să aflăm mai multe despre starea victimelor și despre cumplitul eveniment rutier de la colega mea Bianca Ocarcă. Te ascultăm, Bianca, bună seara! Bun găsit! Vorbim despre o mobilizare extrem de mare a salvatorilor în această seară. În urma accidentului, în momentul impactului, în autobuz erau 41 de persoane, în microbuz erau 14, iar în autoturism se aflau 2 persoane. Potrivit ultimelor informații, 2 bărbați aflați în microbuz prezentau diferite traumatisme și au fost transportați la spital. Celelalte persoane aflate în autovehiculele implicate în accident au refuzat transportul la spital. De asemenea, la locul accidentului, pompierii au acționat cu o autospecială de descarcerare, o ambulanță smurt și o autospecială cu apă și spumă.
Vă reamintim, accidentul a avut loc în această seară pe drumul național 1B în sensul giratoriu din comuna Păulești din județul Prahova. Iar în urma accidentului, traficul rutier pe sensul Blejoi DN1 a fost restricționat. Poliția va deschide așadar o anchetă pentru a stabili cu certitudine cauzele care au dus la producerea accidentului. Mulțumesc pentru informații, Bianca. Incident grav în județul Harghita. Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit după ce a fost atacat de un urs. Bărbatul plecase în pădure să aducă pământ pentru flori. Președintele Consiliului Județean Harghita susține că a solicitat repetate rânduri sprijin din partea autorităților în privința urșilor, însă de fiecare dată a fost refuzat. Acum două fetițe vor rămâne în grija bunicii după ce au rămas fără tată. Totul s-a întâmplat în localitatea Crișeni, acolo unde tânărul plecase cu încă doi vecini în pădure cu căruța pentru a aduce pământ pentru flori. La un moment dat, bărbatul a coborât din căruță pentru a inspecta zona. A fost atacat imediat de un urs. Avem o suprapopulație de urși și, din păcate, astăzi am avut un atac nou care, din păcate, a sfârșit tragic. Acest om de 35 de ani a avut două copii mici. Soția victimei, acum 4 ani, a părăsit familia. Acești copii deja odată au fost traumatizați. Acum o să fie de a doua oară și nu se vede de la București. Asta noi nu înțelegem. Bărbatul beneficia de ajutor social și lucra ca zilier la oamenii din sat. Acum cele două fiice minore vor rămâne în grija bunicii. Potrivit directorului Serviciului Județean de Ambulanță Harghita, bărbatul avea multiple plăgi mușcate pe torace și membrele superioare și leziuni în regiunea cervicală, iar încercările echipajului de pe ambulanță de a-l resuscita au fost fără succes. Potrivit președintelui Consiliului Județean, populația de urși din zonă este foarte mare, iar Ministerul Mediului ignoră solicitările autorităților locale. Este o totală neputință față de județul Harghita ce se face din partea Ministerului Mediului, pentru că noi de 3 ani semnalăm că decizia luată de guvernul Cioloș a fost una ipocrită și împotriva județului Harghita, pentru că de 3 ani de zile extragerile de urși nu se aprobă sau se aprobă într-un număr foarte mic. Mai mult, avertizează președintele Consiliului Județean, numărul tragediilor ar putea crește. După specialiști, suprapopulația anul acesta ne va aduce multe tragedii și, din păcate, politica asta a distrus, pentru că foarte mulți care ar trebui să semneze acte se tem de Facebook, se tem de mass media centrală, că ce se va spune dacă dau o autorizație de relocare sau extragere. Chiar dacă anul trecut se bătea cu pumnul în piept că va rezolva problema urșilor care atacă tot mai mulți localnici, ministrul mediului Grațiela Gavrilescu a uitat repede promisiunile făcute. Incident dramatic la Cisnădioara, în județul Sibiu. Un copil de aproximativ 4 ani a fost strivit de remorca unui tractor. Șoferul a răsturnat pământul din remorcă, a lăsat-o ridicată și a plecat de lângă tractor, fără să observe că băiețelul era în partea laterală. Remorca a intrat în balans și s-a răsturnat peste copil. Medicii au intervenit imediat la fața locului și au început manevrele de resuscitare. Potrivit salvatorilor, copilul a suferit politraumatisme și a fost transportat de urgență la Spitalul Luther din Sibiu de către echipajul SMURD. În continuare se află în stop cardiorespirator. Trebuie să fiți foarte atenți ce produse cumpărați din rafturile magazinelor alimentare. Așa zi și pui de casă, vopsiți pentru a avea o piele cât mai galbenă, au început să umple rafturile. În realitate, păsările sacrificate pentru consum provin din ferme avicole și sunt colorate cu chimicale pentru a înșela ochiul consumatorilor. Alerta s-a dat după ce un cumpărător a postat pe o rețea de socializare imagini cu bucăți dintr-un pui cumpărat dintr-un supermarket care își schimbau culoarea după fierbere. Asta deși reprezentanții firmei de carne promovează cu mândrie această gamă, marșând pe ideea că această carne este întotdeauna proaspătă și cât se poate de bio. Iar cu o asemenea promovare și prețul este pe măsură. Consumatorii ajung să plătească pentru o cazoletă de pui chiar și 40 de lei. Cu toate acestea, oamenii susțin că produsele furnizate de societatea care comercializează carnea de pui lasă de dorit. Imaginile postate de consumator au stârnit revoltă în mediul online. Oamenii sunt șocați de modul
în care s-a transformat carnea după doar câteva minute de fierbere. Voi ați crezut că puii ăștia sunt crescuți altfel. Nu mai fiți naivi, nu știu până când ne fură sub diverse forme. Puiul merită o reclamație la protecția consumatorului, au comentat mai mulți internauți. Cert este că până în prezent, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului nu a primit nicio sesizare. Ministrul Finanțelor spune că nu știe ce rate plătește la bancă, deși are 5 credite de peste 800.000 de euro. Teodorovici a susținut în fața jurnaliștilor că nu s-a gândit la scăderea propriilor rate în momentul în care a acceptat modificări la robor, la fel ca în 2015, când a fost amnistia fiscală pentru persoanele fizice, dar nu a aplicat pentru această măsură. În plin scandal legat de impozitarea activelor bancare și de schimbarea modului de calcul al indicelui robor, ministrul de finanțe Eugen Teodorovici a recunoscut că are credite bancare, dar a refuzat să spună cât plătește pentru ratele lunare. Cât am rata la bancă? Da. Ca ce? Ca valoare. Ca valoare? Da. Ca ce? Uite, fac... care nu știe exact cât are de plătit. Da, pentru că plătesc... Uite, vedeți? Noi băieții suntem puțin mai așa. Uite, facem altceva, pentru că sunt două credite, da, unde nevoi personale și unul imobiliar. Fac o situație, însumez cât sunt și vă prezint în mod public cât este rata lunară. Și de unde vine plata aceste, că știu că asta interesează foarte mult. Întrebat cum îl afectează personal noile modificări aduse de controversata ordonanță a Lăcomiei, Teodorovici a răspuns că nici măcar nu s-a gândit la acest aspect. Eu sunt drum al cifrelor și vreau să vă spun exact la zecimală și asta mă face să nu vă spun acum exact cifra, că nu vă să încurc și zecimalele. Conform declarației de avere, ministrul Teodorovici are credite în valoare de peste 800.000 de euro pe care le va achita integral în 2045. Ordonanța de urgență 114 va fi modificată săptămâna viitoare printr-o altă ordonanță de urgență, astfel încât ratele la credite să fie legate de un indicator care să țină cont de tranzacțiile interbancare efective, nu de cotații cum este în prezent. Klaus Iohannis se poate folosi de referendum pentru a se implica în campanie, susține Traian Băsescu. Invitat în cadrul emisiunii Se întâmplă acum, fostul șef de stat spune că Iohannis devine jucător în mod legal și că astfel va aduce beneficii și partidului pe care îl susține. Iohannis a anunțat săptămâna aceasta că este aproape hotărât să organizeze un referendum pe justiție în ziua alegerilor europarlamentare din 26 mai. Aici discutăm despre oameni politici, da? Președintele este și el un om politic, oricât îl dezbracă Constituția de haina politică, el rămâne un om politic. Trebuie să pună o întrebare care să-i fie utilă și lui și electoratului, pentru că atunci va atrage electoratul la urne. Reacția fostului președinte vine după ce Klaus Iohannis a făcut deja un prim pas pentru organizarea unui referendum pe justiție. Șeful statului a convocat reprezentanții societății civile la consultări la Palatul Cotroceni pe această temă. Traian Băsescu susține răspicat că un eventual referendum pe justiție l-ar ajuta pe Iohannis în campania electorală. Este un mecanism pe care eu l-am folosit. Dacă este și un referendum în paralel cu europarlamentarele, președintele se poate implica în campanie ca să-și susțină referendumul. Devine jucător în mod legal și se bate cu oricine pe tema referendumului lui. Sigur că asta va aduce beneficii și partidului care îl susține. Potrivit legii, stabilirea datei referendumului este atributul exclusiv al președintelui, fără ca guvernul sau parlamentul să poată interveni. Procurorul de la DNA Ploiești, Alfred Savu, a fost audiat la secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Audierea lui Savu se face în dosarul Ponta Bler, acolo unde procurorul Savu ar fi dictat denunțuri false, conform acuzațiilor lansate de Vlad și Andreea Cosma. Tot astăzi a ajuns în fața procurorilor și Mircea Negulescu, zis Portocală, pus sub învinuire în același dosar pentru cercetare abuzivă și falsificare de probe. De altfel, Negulescu a primit și o veste proastă. I s-a prelungit măsura controlului judiciar cu încă 30 de zile. În această cauză, în urmă cu câteva zile, a dat declarații și fostul șef al unității de elită a DNA Ploiești, Lucian Onea, acuzat de fapte similare. 11 suspecți au fost reținuți după măcelul de ieri din Bolintin Vale. Unul dintre indivizii este acuzat de tentativă de omor, iar ceilalți sunt cercetați pentru loviri și alte violențe. Alți doi bărbați au fost plasați sub control judiciar. Putem
Băi, ești polițist, bă? Băi, ești polițist. Mă moare! După ce s-au calmat spiritele pe străzile din Bolintin între clanuri, procurorii au reținut mai mulți bătăuși. O persoană este acuzată pentru tentativă de omor și 5 pentru încăierare. Scandalul monstru a avut loc aproape de casa senatorului social-democrat Niculae Bădălău, într-un cartier din Bolintin Vale, județul Giurgiu. Două clanuri rivale s-au luat la bătaie cu topoare și cuțite din cauza unei fete care ar fi fost răpită. Mai multe echipaje de mascați și polițiști au mers la fața locului să îi liniștească pe agresori, dar au fost și ei atacați cu topoarele. În urma încăierării, un om a murit și altul a ajuns la spital în stare gravă. Este alertă alimentară în România după ce un important lanț național de magazine a retras de la vânzare un întreg lot de fructe confiate din cauza suspiciunii că ar fi contaminat cu salmonela. Este vorba de un mix de fructe și semințe exotice. Reprezentanții autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor spun că mixul de fructe exotice confiate în amestec cu semințe se găsește în ambalaj de 100 de grame, iar inspectorii au intrat pe fir și atrag atenția cumpărătorilor să nu mai cumpere produsul acesta. Reprezentanții Mega Image au sfătuit clienții care au cumpărat produsul să îl returneze alături de bonul de cumpărături care să dovedească achiziționarea mărfii. Cei de la Asociația Protecției Consumatorilor spun că în momentul în care cumpărăm un produs trebuie să fim atenți la mai multe elemente. Din păcate, nici producătorii, nici comercianții nu respectă legislația în domeniul protecției consumatorilor. Potrivit legii, ar trebui să facă analize de laborator, prin intermediul cărora să vadă dacă produsul respectiv are sau nu în compoziția lui anumite bacterii patogene, cum este și această bacteria salmonella. Autoritățile asigură că produsul nu mai există pe rafturi. Dorim să vă aducem la cunoștință că Mega Image a retras de la vânzare produsul 23.416 euro Company Mix Exotic 100 de grame, număr lot 8302, termen de valabilitate 31 octombrie 2019. Se arată pe pagina oficială a Autorității Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Furnizorul produsului Eurocompany spune că au fost realizate controle pe toate eșantioanele de materii prime, precum și a liniilor de producție și toate au ieșit conforme. Chiar dacă nu s-a confirmat practic prezența acestei bacterii, se efectuează toate investigațiile necesare în continuare și toate produsele retrase urmează să fie distruse, mai spun cei de la ANSVSA. Și nu e singura alertă alimentară. Renumiții biscuiți populari fabricați în 10 decembrie 2018 cu termen de valabilitate de un an au fost retrași de pe rafturile magazinelor Kaufland după ce în compoziție a fost descoperită o cantitate prea mare de sulfiți. Clienții care au cumpărat astfel de biscuiți sunt sfătuiți să nu-i mai consume și să se prezinte la magazinele de unde i-au achiziționat. Grefierii din toată țara au protestat astăzi timp de 2 ore și amenință cu proteste pe termen nedeterminat. Asociația Grefierilor din România împreună cu alte 6 sindicate se plâng că au prea mult de muncă, iar numărul angajaților este insuficient. De asemenea, ei cer și elaborarea unui nou statut în care să fie stipulate foarte clar toate atribuțiile grefierilor.
Protestele au început la ora 11 în fața guvernului. 1500 de grefieri și-au strigat nemulțumirile în capitală, iar acestora li s-au alăturat și sute de colegi din mai multe orașe din țară. Grefierii spun că muncesc în condiții imposibile și că au ajuns cea mai prost plătită categorie din justiție. Vrem să ne recunoască orele suplimentare să ne fie plătite, că noi suntem sclavii sistemului tot timpul, suntem cu capul plecat ca ghiocelul, ni se impun foarte multe locuri de muncă, oameni suntem puțini. Guvernul nu a făcut nimic pentru noi, deși sindicatul a mers de foarte multe ori și s-a adresat guvernului. Atribuțiile ni s-au trecat, suntem foarte puțini și ar trebui un sprijin măcar pentru suplimentarea forței de muncă. Grefierii afirmă că le-a fost împiedicată evoluția profesională prin tergiversarea elaborării unui nou statut și că se confruntă cu regulamente de ordine interioară care conțin reglementări interpretabile care generează abuzuri din partea magistraților. Oamenii ăștia sunt aici în stradă pentru că, prin diverse acte normative, li s-au transferat răspunderi care până acum erau ale judecătorilor, s-au mutat în dreptul lor, deci li s-a dat de muncă, fără să fie plătiți. O delegație a fost primită la Palatul Victoria pentru negocieri, dar grefierii avertizează că vor continua să iasă în stradă, că nu vor mai presta muncă suplimentară și că în 10 zile activitatea instanțelor va fi blocată. Scandalul mitei date de Ilie Carabulea, fostul patron de la Carpatica ASIC, pentru a scăpa pasma curată de un control al ASF, capătă noi valențe. Marian Oprea, secretar general al guvernului la acea vreme, a povestit cum fostul vicepreședinte ASF, Daniel Tudor, a luat cea mai mare parte din bani și i-a împărțit cu soția, fosta senatoare Doina Tudor. Fostul secretar general al guvernului, Ovidiu Marian, condamnat definitiv la 2 ani de închisoare pentru trafic de influență după ce a luat mită de la Ilie Carabulea, a declarat că și-a însușit doar o parte din banii de la omul de afaceri, iar restul i-a dat mai departe fostului vicepreședinte al ASF, Daniel Tudor, și soției acestuia, fosta senatoare Doina Tudor. Este vorba despre o mită de 500.000 de euro dată în 2013 de Ilie Carabulea în scopul de a scăpa bazma curată de un control al ASF la Carpatica ASIG. Pe acea vreme, Ovidiu Marian era secretar general al guvernului PDL, iar cel pe care acesta îl indică drept codestinatar al șpăgii era vicepreședinte al ASF. Două dosare penale au rezultat din această afacere, unul de luare de mită, altul de trafic de influență, ambele avându-i ca protagoniști pe soții Doina și Daniel Tudor, dar și pe Ovidiu Marian. În primă instanță, soții Tudor au fost achitați pentru luare de mită, iar acum procurorii au făcut apel. Ovidiu Marian a fost condamnat definitiv pentru trafic de influență și a ajuns la închisoare. Eliberat din pușcărie, Marian a dat ieri cărțile pe față, fiind audiat ca martor. Ilie Carabulea mi-a zis că e dispus să facă orice pentru ca acel control să se finalizeze. L-am contactat pe Tudor Daniel George la biroul acestuia de la CSA, i-am transmis solicitarea numitului Carabulea, acesta mi-a scris pe un bilețel suma de 3 milioane de euro, după care a distrus bilețelul, iar eu am fost apoi la sediul Băncii Carpatica, unde am transmis solicitarea lui Tudor Daniel. Carabulea a zis că totul este în regulă și mi-a remis suma de 500.000 de euro. O parte din bani am dat-o mai departe inculpaților în tranșe. La o primă întâlnire cu Tudor Daniel am stabilit că următoarele întâlniri vor avea loc cu Tudor Doina, nu pot să precizez care a fost logica. Cealaltă parte din bani, 200.000 de euro, am oprit-o eu și am plătit niște datorii, a spus Ovidiu Marian. În acest dosar, fosta senatoare Doina Tudor este acuzată de complicitate la luare de mită, iar Daniel George Tudor, fostul vicepreședinte ASF, este acuzat de luare de mită. Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre înțelegerea încheiată azi noapte între premierul Marii Britanii Theresa May și oficialii statelor membre UE. Șeful statului spune că în orice situație românii din Marea Britanie nu vor avea nicio problemă. În cazul unui nou deal ajungem în bilateral la o înțelegere care este foarte bună pentru cetățenii noștri și de partea cealaltă pentru cetățenii britanici. Deci în această chestiune stăm bine. Sigur, varianta cea mai bună este încheierea unui acord. Este foarte bine că aseară, destul de târziu, am ajuns la o înțelegere comună, o înțelegere care, după cum știți, are două variante.
Replici dure între comisarul european Corina Crețu și ministrul finanțelor Eugen Teodorovici la prezentarea raportului de seară pe 2019. Potrivit documentului, Comisia Europeană consideră că țara noastră nu a făcut niciun progres cu privire la cadrul fiscal și nu a făcut investiții în domenii cheie precum educație, sanătate și infrastructură. În replică, ministrul finanțelor a afirmat însă că este vorba de o prezentare subiectivă și chiar a sugerat că ar fi vorba de interese electorale la mijloc. În general, estimările Comisiei sunt mai pesimiste, iar diferențele de cifre care în unii ani, din unii dintre anii trecuți au fost semnificative, afectează, desigur, fundamentarea analizelor, concluziile formulate, dar și orientările de politică adresate. Cum spuneam, am atras atenția și cu alte ocazii asupra faptului că previziunile economice au capacitatea de a influența piețele și sentimentul economic al investitorilor și de aceea responsabilitatea față de datele publicate și corectitudinea interpretărilor depășește cu mult cadrul tehnic al acestei analize. Eugen Teodorovici a atacat-o dur pe Corina Crețu, despre care susține că este în campanie electorală. Bun, mă întrebam astăzi, în drum spre dumneavoastră, cui să mă adresez. Și nu vreau să fie luată exact cum o spun, nu am nimic, doamna comisar, suntem colegi, am fost colegi, ne, zic eu, respectăm reciproc și din punctul meu de vedere vom fi mereu, să spunem așa, colegi și buni amici, poate, pot spune și asta. Dar totuși mă întrebam cui voi adresa eu astăzi punctul meu de vedere, eventual nu neapărat criticile, pentru că doamna sau șeful reprezentanței nu este prezent. Doamna comisar, știu că e în campanie, cu tot respectul. Cum de vorbim noi la nivel european de principii sănătoase? Asta era și într-un forum la nivel european, în fine, tinerii lideri, noi lideri la nivel european. Și întrebat cum de e posibil ca parte comisarii să fie implicați în, să spunem, în acțiuni de campanie la nivelul unor țări. Corina Crețu a replicat imediat și i-a amintit ministrului de finanțe că raportul de țară este unul asumat de Comisia Europeană și nu de un document politic. Raportul de țară reprezintă o radiografie a situației dintr-o țară. Este rezultatul muncii a sute de oameni din direcțiile generale ale Comisiei Europene, care sunt prezenți și astăzi la București. Deci nu este o surpriză faptul că nu sunteți de acord cu multe din concluziile acestui raport, dar pe de altă parte, așa cum spuneam, reprezintă poziția Comisiei Europene a experților din Comisia Europeană. Este dreptul suveran al fiecărui guvern să ia în considerare sau nu recomandările pe care aceste rapoarte de țară le cuprind. Mai mult, Corina Crețu i-a amintit lui Teodorovici că toți comisarii europeni activează în partide politice. Comisia Europeană este formată din oameni politici, deci aș vrea să fac încă o dată această precizare, nu din tehnocrați. Parlamentul European și Consiliul au aprobat prin legislația europeană faptul că reprezentanții Comisiei nu au dreptul să dețină funcții executive în partide politice, au dreptul de a candida, au dreptul de a activa în mod politic foarte activ. Azi nu este o activitate electorală, este o acțiune organizată de reprezentanța Comisiei Europene în fiecare an, să se prezinte raportul de țară, iar domnul președinte Juncker a recomandat comisarilor să prezinte fiecare comisar raportul de țară în țara din care face parte. Potrivit Comisiei Europene, țara noastră nu a făcut niciun progres nici în ceea ce privește cadrul fiscal, nici în domeniile cheie precum educație, sănătate și infrastructură. România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar acest lucru îi îngrijorează pe cetățeni. Ultimul sondaj INSCOP arată că tot mai mulți români sunt pesimiști când vine vorba despre modul în care decurg lucrurile în țara noastră. Aneta Sângerzan are detalii. Bun găsit tuturor! Românii sunt tot mai pesimiști în ceea ce privește direcția propriei țări, dar mai optimiști față de cea a Europei. Sunt datele rezultate din ultimul sondaj național realizat de INSCOP. Astfel, aproape 73% dintre români consideră că direcția în care se îndreaptă România este una greșită. Un procent de 17,8% este de părere că direcția în care merge țara este bună, în timp ce 9,8%
0,4% dintre respondenți nu știu sau aleg să nu răspundă la această întrebare. Dacă este să privim puțin în trecut și să vedem cum arătau lucrurile mai de mult, constatăm că în 2017, mai exact în luna iulie, numărul celor care considerau că lucrurile merg pe un trend ascendent în țara noastră era dublu față de prezent. Asta în procente s-ar traduce la 36,6%. Și de atunci lucrurile au arătat tot mai rău. În februarie 2018, de pildă, doar 19,9% mai sperau în bine pentru România, iar la finele anului trecut, procentul optimiștilor a scăzut la 18,7%. Lucrurile stau mai bine însă în ceea ce privește părerea românilor despre Europa. Aproape 50% dintre conaționali cred că Europa se îndreaptă într-o direcție bună. Puțin peste 35% sunt cei care cred contrariul, iar 17,9% dintre cei chestionați nu au știut sau nu au vrut să răspundă la această întrebare. Sondajul InScope Research a fost realizat în perioada 5-13 martie 2019 la comanda Fundației Konrad Adenauer, pe baza unui chestionar aplicat de operatorii de interviu la domiciliul respondenților. Volumul eșantionului a fost de 1053 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea admisă maximă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Din nou în direct, unul dintre cele mai așteptate drumuri din țară a primit undă verde. Proiectul autostrăzii București-Brașov a fost adoptat. Singurii care au votat împotriva proiectului au fost doi senatori UDMR. Anunțul a fost făcut de președintele PMP, Eugen Tomac. Acesta este de părere că până la finalul actualei sesiuni parlamentare, proiectul va fi adoptat și în Camera Deputaților. Ce părea imposibil s-a întâmplat. Proiectul autostrăzii București-Brașov a intrat în linie dreaptă. Pentru a avea o autostradă într-un termen rezonabil de 2 ani, guvernul trebuie să respecte prevederile legii, să creeze o companie distinctă cu regim special care să-și desfășoare activitatea continuu 24 de ore din 24. Am convingerea că până la finalul actualei sesiuni parlamentare, acesta va fi adoptat și în Camera Deputaților devenind lege, a scris Eugen Tomac pe pagina sa de socializare. Președintele PMP susține că proiectul construcției autostrăzii București-Brașov este unul dintre cele mai importante proiecte legislative din întreaga sa carieră politică. Proiectul a fost inițiat de Tomac împreună cu parlamentarii PMP. PMP a reușit să schimbe logica investițiilor guvernamentale în infrastructură. Acum, tot printr-o inițiativă a PMP, guvernul are obligația de a realiza în 4 ani autostrada Unirii. Astfel, niciun guvern de acum înainte nu se va putea eschiva de la responsabilitățile care îi revin în acest sens. Îi asigur pe români că autostrada București-Brașov nu va mai fi doar un vis. Mă voi implica personal pentru a-l transpune în realitate, a mai scris liderul PMP. Liviu Dragnea e judecat între prieteni, potrivit jurnaliștilor de la Newsweek. Soțul uneia dintre judecătoarele din completul care judecă dosarul lui Liviu Dragnea este fan pasionat al PSD și își expune deseori părerile pe Facebook. Unul dintre magistrații care îl judecă pe Liviu Dragnea la Curtea Supremă este Simona Daniela Encean. Până aici nicio problemă, însă soțul judecătoarei este un fan înfocat al PSD-ului. Ani la rând, soțul magistratului de la Înalta Curte a postat pe Facebook comentarii parcă desprinse din discursurile pesediștilor Codrin Ștefănescu, Șerban Nicolae sau Cătălin Radulescu. În rol de postac, soțul Simonei Encean critică feroce măsurile luate în trecut de guvernarea Băsescu-PDL, crede în varianta răului cel mai mic la putere PSD, este convins că președintele Iohannis și familia sa sunt protejați în dosarele privind retrocedările unor case în Sibiu și este adeptul existenței unor ilegalități comise de instituțiile de forță, cu alte cuvinte, de statul paralel. Nu lipsește nici asumarea unor teorii ale conspirației dragi pesediștilor. De exemplu, într-o postare explică cum distruge Iohannis educația, sănătatea și religia. Incident cu final fericit. La Timișoara, polițiștii au căutat ore în șir un copil care a fugit de la cabinetul stomatologic. Micuțul a profitat de neatenția părinților și a luat-o la fugă pe holurile facultății de stomatologie, unde era plasat cabinetul. După ore în șir, băiatul a fost găsit într-o farmacie din incinta universității, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.
Copilul în vârstă de 13 ani venise la un consult cu mama și bunica, însă pe când așteptau pe hol să intre la medic, într-un moment de neatenție, băiatul a rupt-o la fugă în stradă și a dispărut. Mama și bunica au intrat în panică și au început să-l caute cu disperare pe străzile din apropiere, dar nu au dat de urma lui. Imediat, părinții au anunțat autoritățile. Polițiștii au început și ei cercetările. La un moment dat, după câteva ore, băiatul a fost surprins pentru câteva clipe de o cameră de supraveghere instalată în incinta farmaciei din clădirea care adăpostește Facultatea de Stomatologie. Iar de acolo a mai mers aproximativ 4 km până în locul în care a fost descoperit. Utilaje noi la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Departamentul a primit 6 automacarale noi care îi vor ajuta pe pompieri la intervențiile dificile în caz de cutremure sau alte calamități, dar și în cazul unor accidente grave în care sunt implicate autovehicule de mare tonaj. Noile echipamente care au ajuns deja la IGSU vor facilita munca medicilor de intervenții prin faptul că acționează într-un timp mai scurt și sunt dotate cu aparatură de ultimă generație. Urmează să vină dotări care sunt atipice pentru pompieri, dotări noi care sunt făcute din prisma rolului și misiunii de protecție civilă, la cutremure, la căutare, salvare și la diferite misiuni, care pompierii până acum nu aveau pentru ele astfel de dotări. Mai multe județe din România vor beneficia de aceste noi utilaje. Cele 6 automacarale care le vedeți acum sunt primele din 10 care sunt sosite. Vor pleca astăzi în județele Constanța, Iași, Vrancea, Sibiu, Timiș și la unitatea specială de salvator de la Ciolpan. Printre noile echipamente primite se află și cele folosite la stingerea incendiilor cu truse speciale în caz de calamități, dar și echipamente de salvare de la înălțime. Din punct de vedere tehnic, această automacara este construită pe un șasiu de MAN 8x8, toate sunt punți motoare, care asigură o capacitate de trecere și în același timp de intervenție în mai multe, nu numai strict pe șosea, cât în același timp și pe terenuri mai accidentate, în funcție de, bineînțeles, cum este situația la fața locului. În cadrul unei intervenții pot interveni una sau două automacarale care pot ridica, să zicem, o cisternă sau un tir care a fost răsturnat, căzut. Deși s-au achiziționat mai multe echipamente în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, urmează și alte achiziții. Mai vin buldoescavatoare în următoarea perioadă, căror licitație este gata. Mai vin mașini de descarcerare, centre mobile de comandă și multe alte tipuri de vehicule, pe lângă vehiculele de bază care o să le primească pompierii, și aici vorbim de aproximativ 500 de mașini de stingere de capacitate mare de 10.000 de litri și de capacitate medie de 4.000 de litri. Pentru ca aceste echipamente noi să fie utilizate corespunzător, angajații IGSU vor face un curs special de pregătire. Gata cu nunțile organizate printre blocuri, cu muzica dată la maximum și petrecerile care deranjează tot cartierul. Ministrul de Interne a depus un proiect legislativ prin care cere sancționarea gălăgioșilor cu amenzi duble față de cele de acum. Cei care nu se vor potoli pot fi trimiși chiar la muncă în folosul comunității. Astfel de imagini pot deveni istorie dacă cei care sunt amatori de petreceri între blocuri sau chiar în propriile apartamente nu sunt dispuși să plătească amenzi grase la poliție. Gălăgioșii care nu se pot stăpâni când dau o petrecere până ce nu îi enervează pe vecini vor fi aspru sancționați. Potrivit unei propuneri legislative, amenzile pentru astfel de petreceri se vor dubla, așa încât amenda actuală, care oscilează între 500 și 1500 lei, să ajungă la 3000 de lei. Cei care totuși consideră că merită să dea banii și continuă cu baieramul riscă încă o amendă care poate ajunge la 6.000 de lei. Propunerea legislativă mai spune că există varianta ca cei prinși cu decibelii la maxim să presteze 150 de ore de activități în folosul comunității. Proiectul de lege mai propune majorarea amenzilor de la 100 la 500 de lei, de la 500 la 1500 de lei și pentru refuzul unei persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale sau de a se prezenta la sediul poliției la cererea ori la invitația oamenilor legii. Un Brexit fără acord ar produce mari pierderi atât Marii Britanii,
Britanii, cât și Uniunii Europene. Astfel, Regatul Unit ar pierde peste 57 de miliarde de euro pe an, în timp ce blocul comunitar ar înregistra o pierdere de peste 40 de miliarde de euro anual, potrivit unui studiu citat de cotidianul Le Figaro. Iar tabloul general nu arată cu mult mai bine nici în cazul unui divorț cu acord. Brexitul ar afecta grav bazele celei mai mari zone economice din lume, motiv pentru care Londra și Bruxelles trebuie să facă tot posibilul pentru a ajunge la un acord, este concluzia studiului efectuat de Institutul German Bertelsmann. Marea Britanie ar pierde anual suma de 57 de miliarde de euro, adică 900 de euro pe cap de locuitor. În Uniunea Europeană, țările cele mai afectate de Brexit ar fi Germania, cu pierderi de 9,5 miliarde de euro, și Franța cu 7,7 miliarde de euro. Malta și Cipru, care ar pierde și ele 31 și respectiv 42 de milioane de euro. Cele mai afectate regiuni ar fi cele mai apropiate geografic de Regatul Unit, precum Irlanda, unde veniturile fiecărui locuitor ar scădea cu 720 de euro anual, sau Olanda și zonele situate de-a lungul canalului Mânecii. Principalele cauze ale acestui efect ar fi creșterea prețurilor și scăderea productivității. Nici în varianta unui divorț cu acord, scenariul nu este mult mai optimist. Marea Britanie ar pierde 32 de miliarde pe an, iar Uniunea Europeană 22 de miliarde. La polul opus ar fi Statele Unite și China, care ar avea de câștigat în urma Brexitului, înregistrând creșteri de 13,2 miliarde și respectiv 5,3 miliarde de euro. Experții britanici din domeniul financiar avertizează că dacă problemele de profunzime nu vor fi rezolvate, amânarea Brexitului nu va aduce soluții satisfăcătoare. Ei susțin că, din această perspectivă, un acord în privința Brexitului este vital. Incertitudinile privind Brexitul au creat îngrijorare în rândul fermierilor britanici, care se tem că vor rămâne fără muncitori sezonieri. Aceștia se bazează aproape în întregime pe lucrătorii sezonieri din România și Bulgaria, care ocupă locurile de muncă nedorite de britanici. Agenția Reuters relatează cazul unui fermier din vestul Angliei, Chris Keane, a cărui familie cultivă sparanghel de aproape 100 de ani. La ferma sa, care înregistrează un profit anual de peste 10 milioane de lire sterline pe an, muncitorii culeg cel mai bun sparanghel, care este vândut apoi unor supermarketuri britanice. Chris se teme că Brexitul îi va lăsa ferma fără muncitorii sezonieri români și bulgari. Aceștia sunt confuzi și neliniștiți din cauza procesului politic haotic care însoțește despărțirea Regatului Unit de blocul comunitar și se întreabă ce se va întâmpla cu ei după Brexit. Compania familiei lui Chris așteaptă ca 1200 de muncitori să sosească până la sfârșitul lunii în Marea Britanie. Chris se teme că mulți nu vor veni, ceea ce va duce la scăderea producției sau chiar la faliment. Dintre cei 100 de muncitori așteptați să vină în luna ianuarie, 20 nu au venit, iar 125 dintre cei 247 care ar trebui să ajungă în perioada 31 martie-6 aprilie încă nu și-au rezervat biletul la avion, a adăugat el. La referendumul din 2016 privind Brexitul, Chris a votat pentru rămânerea țării sale în UE. El crede că declinul lirei și incertitudinile esticilor cu privire la dreptul lor de a rămâne și munci pe teritoriul britanic ar putea transforma Olanda și Germania în destinații mai atractive pentru aceștia. De aceea, anul acesta, Chris și echipa sa vor trebui să depună eforturi mai mari pentru a găsi muncitori români și bulgari, deoarece mulți se tem să mai plece în Marea Britanie. Nu știu dacă vor fi bine primiți, nu știu cât timp vor putea să rămână, cum vor putea călători și ce îi așteaptă în viitor, spune unul dintre membrii echipei manageriale a lui Chris, Elina Costadinova, cetățeană bulgară din Varna, în vârstă de 28 de ani. We might end up feeling that we are discriminated, that everyone will try to blame us for everything that goes wrong. They should consider the fact that we are working hard and we are actually helping England. We are not doing anything wrong. We are just working. The company I work for, they are supporting us and they are always saying that they wouldn't be where they are without our help. So that's really, really good for us to know, and to know that we are appreciated.
Cu greutăți similare se confruntă și alți agricultori din Marea Britanie care cultivă fructe și legume și care se bazează aproape în întregime pe imigranți din România și Bulgaria. În general, fermele britanice îi plătesc pe lucrătorii sezonieri cu salariul minim național de 7,83 de lire sterline pe oră, la care se adaugă prime în funcție de munca depusă. Chris consideră că ideea de a înlocui pe sezonieri cu muncitori autohtoni este nerealistă, deoarece britanicii nu doresc să lucreze ca agricultori. Anual, fermele unde se cultivă fructe și legume se bazează pe aproximativ 80.000 de lucrători veniți de dincolo de canalul Mânecii. Însă, de 2 ani încoace, ca urmare a Brexitului, acest sector a înregistrat o criză acută de personal, ceea ce a forțat fermele să plătească salarii și prime mai mari. Mai mult, la sfârșitul verii, fermele vor oferi cazare gratuită și bani de drum din dorința de a-i convinge pe muncitori să rămână cât mai mult în regat. Carabinierii au prins în flagrantă doi români piromani. Cei doi au îngrozit pur și simplu pe locuitorii peninsulei, aprinzând noapte de noapte focuri într-un parc aflat într-o zonă protejată prin lege din Roma. În fiecare seară, cei doi români aduceau deșeuri în Parco dei Castelli Romani, dar și în alte zone ale Romei, deșeuri pe care le adunau din grădinile pe care le curățau și le dădeau foc. Carabinierii au început să verifice toate camerele de supraveghere din zonele unde operau cei doi piromani pentru a da de urma acestora. După ce i-au urmărit, oamenii legii i-au prins în flagrant pe cei doi români în vârstă de 40 și respectiv 31 de ani. Ei au fost arestați și urmează să apară în fața unui tribunal. După Germania, a venit rândul Italiei să ignore avertismentele Statelor Unite privind dosarul 5G legat de rolul jucat de compania Huawei în eventuala strategie a Chinei de a controla o infrastructură de mare importanță pentru internet. Cu toate acestea, autoritățile de la Roma intenționează să ceară mai multe explicații și asigurări din partea părții chineze în ceea ce privește siguranța tehnologică și proprietatea intelectuală în schimbul accesului companiilor chinezești pe piețele italiene. O serie de analiști americani au atras atenția asupra capcanei din spatele investițiilor chinezești, care ar urmări cucerirea economică a țărilor din Europa. Aflat în prima zi a vizitei sale în Italia, președintele chinez Xi Jinping urmează să poarte negocieri cu guvernul de la Roma pe două teme delicate, precum infrastructura informatică și inițiativa Noul Drum al Mătăsii. Surse diplomatice vorbesc despre negocierile intense purtate între Roma și Beijing în ultimele 6 luni pe tema introducerii tehnologiei 5G în Italia prin intermediul companiei Huawei. Acest dosar a provocat îngrijorarea Statelor Unite, aliat tradițional al Italiei. Americanii și-au exprimat deja nemulțumirea în această problemă. Washingtonul suspectează că Huawei joacă rolul de pivot în tentativa Chinei de a controla infrastructura de internet din Europa și de acțiuni de spionaj industrial. Mișcarea vicepremierului italian Luigi Di Maio a cerut părții chineze asigurări și explicații în ceea ce privește siguranța tehnologică și proprietatea intelectuală în schimbul deschiderii pieței italiene pentru compania Huawei. Recent, Germania a ignorat avertismentul Statelor Unite privind pătrunderea companiei Huawei pe piețele sale. Washingtonul a transmis Berlinului că serviciile secrete și armata americană ar putea reduce cantitatea de informații secrete împărtășită cu nemții dacă statul german va alege Huawei pentru construirea rețelei sale 5G. La curent cu negocierile duse de guvern cu partea chineză, președintele italian Sergio Mattarella a recunoscut importanța parteneriatului economic cu China, dar a stabilit limite precise până la care poate ajunge această cooperare. Pe de altă parte, numeroși critici americani ai inițiativei Noul Drum al Mătăsii, lansată de Beijing în 2017, au avertizat că în spatele acesteia se ascunde capcana datoriilor pentru țările în care apar investițiile chineze, scrie Il Giornale. Scopul Chinei este de a cuceri economic printr-un proces gradual țările în care sunt operate aceste investiții. Primul pas îl constituie perspectivele oferite de China pentru dezvoltarea infrastructurii țării în care este lansată investiția. Apoi, statul respectiv se îndatorează pentru a susține aceste investiții, iar Beijingul este cel care oferă împrumuturi pentru a acoperi cheltuielile. Potrivit Financial Times, Italia trebuie să ia în considerare efectuarea unor eventuale împrumuturi de la Banca de Dezvoltare pentru investiții în infrastructură din Asia. Această bancă ar fi, de fapt, instrumentul financiar prin care guvernul chinez ar susține mai multe proiecte din cadrul inițiativei Noul Drum al Mătăsii. Atât pentru moment la știri, doamnelor și domnilor. Urmează actualitatea românească cu Sorina Matei. Noi ne revedem la jurnalul orei 23, când vă aștept din nou. Pe curând!